asta, că nu mai atât de mare ar fi invitații noastre, de a discuta astăzi pe marginea integrării persoanelor cu dizabilități. Vă propunem ca punct de plecare o situație imaginată, dar verifică, perfect verifică, pe care o vă punem în scenă câțiva dintre voluntarii asociației noastre. Vă propun să vedem ceea ce au pregătit ei și apoi vom vedea cum ne vom juca și cum vom juca cu conținutul pe care scena pe care i-au pregătit-o ne va furniza. Cum mai fi rău, colega noastră? Hei, Bianca! Bună! Ce faci? Bine, vă așteptam. Păi, am ajuns. Puteți să urcăm? Da, 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 urcați. Vă deschidem la mea. Bine, hai că venim, da? Bine, pa, pa! Ce? Să urcăm. Ceea ce te face să te gândești că nu a fost refuzată ideea, ci persoana de la care venea ideea. Mulțumim că ați rezistat eroic, aș putea spune, până acum. Ați văzut deja că ne-am pregătit pentru ultima parte a activității noastre, premierea și concluziile. Pentru că există atât de multe organizații în comunitatea noastră care fac voluntariat, care se ocupă cu persoane cu dizabilități, Primăria și Consiliul Local s-au hotărât să îi răsplătească simbolic cu câte un premiu și o diplomă
Și aș vrea să o invit pe doamna viceprimar, doamna Roxana Miron Ferraru, să ofere câteva premii și să-mi zică câteva cuvinte. Mulțumesc! Cuvintele sunt cumva de prisos și cred că ne grăbim cu toții să ajungem acasă. Permiteți-mi totuși să vă salut și să vă mulțumesc pentru că în seara aceasta sunteți într-un număr atât de numeros alături de noi. Sigur că activitatea de astăzi este un proiect de debut. Nu a fost o activitate perfectă, însă să știți că este perfectibilă și îmi doresc ca împreună să putem colabora în anii următori, astfel încât lucrurile să fie organizate realmente exemplar. Ceea ce pot însă să vă garantez este că evenimentul de astăzi a fost organizat cu sufletul și cu toți cei care am participat într-un fel sau altul la organizarea lui, am fost extrem de entuziasmați, extrem de dedicați și extrem de motivați de un țel comun. Acela de a aduce un foarte mic omagiu persoanelor cu dizabilități, a le poziționa pe aceeași treaptă, pe aceeași scară socială cu noi, ceilalți, și de a fi împreună independent de ceea ce aparent ne desparte. Acum, nu aș vrea să trecem la premieră înainte de a mulțumi și eu colegilor mei de la Direcția de Asistență Socială care s-au implicat exemplar în organizare. De asemenea, gazdelor noastre, colegile de la Biblioteca Municipală Stroie Beloescu și sigur tuturor asociațiilor care au participat astăzi fie în mod direct, fie în mod indirect alături de noi. De asemenea, țin să mulțumesc consilierilor locali care au spus prezent invitației noastre și în mod deosebit unităților de învățământ care m-au surprins pentru că, într-adevăr, au asigurat prezența elevilor și a cadrelor didactice pe parcursul întregii zile. Așa că vă mulțumesc și sper că la anul să putem colabora și mai bine și mai frumos împreună. Acum trecem la premiera simbolică. Da, e vorba despre ordine aleatorie. V-aș dori să nu se simte nimeni jignit în legătură cu modul în care se realizează simbolica premiere. Deci diploma de merit se acordă Complexului de Servicii Comunitare numărul 2 Burlar, în semn de apreciere pentru implicarea în activitățile de voluntariat desfășurate în comunitate. Bun, o altă diplomă de merit se acordă Asociației Bună Ziua Copii din România. Colegilor mei în Limoj, de echipa Bună Ziua și voluntarilor și copiilor cu dizabilități care ne-au lăsat să le facem bine, că e foarte important să te lase cineva să faci bine. Mulțumim! De merit se acordă Fundației Portul Speranței din Burlac. Vă mulțumim frumos, nici nu am fost ce o numărat acolo, să primim o simplă din partea dumneavoastră. E ceva simbolic, dar o facem cu mult drag. Vă mulțumim frumos. O să ajungă la dumneavoastră. De data asta, Asociația Child's Life este cea onorată cu diploma de merit. Fundația Christie's Outreach. O altă diplomă de merit. Merge la Complexul de Servicii Comunitare de Persoana. O altă diplomă de merit pentru Complexul de Servicii Comunitare numărul 1, Bârlad. Dacă nu avem reprezentant, ne asigurăm că vor ajunge la dumneavoastră. O altă diplomă de merit merge la cei care ne-au încântat puțin mai devreme,
la voluntarii din Centrul Tinerilor Voluntari de la Asociația Miosotis România. Și bineînțeles o diplomă de merit către Asociația Miosotis, care merită toate aprecierile noastre. Care fac posibilă munca asociațiilor. Asociația Miosotis. Da. Ce la Miosotis? Se acordă lui Ilieș Irma de la Asociația Miosotis. Gabriela Toma,
Maria Irimia. Se acordă pentru Elena Cătălina Cuță. Asociației Bună Ziua Copii din România. Am avut ocazia, în cadrul Consiliului Local, să venim în... Am avut un referat din partea Asociației Bună Ziua Copii, ocazie cu care am constatat o activitate deosebită, chiar am rămas impresionat. Și felicit și pe cei care coordonează și conduc activitatea acestei asociații cu această ocazie. Tot pentru Asociația Bună Ziua Copiii din România se acordă diploma de merit pentru Mihaela Cristina Iacob. Ana Maria, felicitări. Diploma de merit pentru Gabriela Nicoleta Buhuș, asociația. Diploma de merit pentru Irina Pașcan, Asociația Bună Ziua Copii. Domnișoară Irina, vreau să-ți transmit cu această ocazie și la mulți ani, fiindcă este ziua ta. Fundației Christis se acordă diplomă de merit domnișoarei Unea Mălina. Dar tu de ce ești așa veselă? Eu sunt extraordinar. Și o să-l invităm alături de noi pentru următorul premiu pe domnul Jenică Rusu, să-l ofere din ale. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Deci atelierului micii meseriași din Bârlad, voluntar al Fundației Starhop România. Poate am deci noi cei care filmăm alături de doamna Cina, nu ne supărăm să primim și noi diplome. Să știți că ne bucurăm. Cu cea mai mare considerație și cu să preferim. Mulțumim! Thank you.
Bună seara tuturor, mulțumesc că ați venit. Așa cum am început în prima parte a zilei, invitarea mea, care reprezint foarte multe medii astăzi, privată și am înțeles că doar unindu-ne putem avea un rezultat bun. Pornind de asemenea de la tânărul de la noi care a zis că de ziua noastră trebuie să oferim ceva și nu să numai să primim. În anul ăsta de ziua noastră de noi, celor care ne-au dăruit de atâta ani și ne sunt alături. O să încep întâi cu voluntarii, cărora le mulțumesc că și-au pus în slujba noastră timpul lor. Liceul Gheorghe Roșca Codreanu este reprezentat, ca să trec un pic mai repede. Din echipele de voluntari, care au venit, domnul Dulcă Ion, este o energie de an și din la noi. Doamna Carmen Necula, doamna doctor, îi trimitem. Bun. Acum, la lista Elena Constantin. Bună seara de acum. Vreau să vă mulțumim că ne-ați suportat pe tot parcursul zilei și vreau să vă spun că biblioteca nu a fost aleasă întâmplător să fie gata acest eveniment. Nu am ales acest spațiu doar pentru frumusețea acestei sări de lectură, care denumește un burlad de peste 112 ani. Vreau să cred că am ales acest spațiu și pentru că în ultimii 4 ani, într-un mod tumit, biblioteca și bibliotecarii, alături de niște oameni frumoși, s-au implicat în activități de voluntariat. Nu activități de genul pe care le-ați prezentat dumneavoastră astăzi, ci mai degrabă activități pentru promovarea lecturii și a cărții. Este un moment oportun să spunem un mare mulțumesc acestor oameni, voluntarilor, cei care fac posibile toate activitățile noastre, pentru că mâine, 5 decembrie, știm cu toții că sărbătorim Ziua Internațională a Voluntarilor. Și noi, la bibliotecă, am fi putut să premiem mai mulți voluntari. Am ales să premiem unul singur, pentru că asociațiile și ONG-urile știu foarte bine, voluntarii vin, își fac treaba, câteodată ne părăsesc, nu doar pentru că vor, da, ci pentru că sunt nevoiți, pleacă la studii. Astfel de voluntari am avut și noi, au venit, au plecat. Însă avem un voluntar care a venit și promite să nu mai plece. A fost alături de noi chiar și atunci când nu a putut fizic, ne-a sprijinit de acasă, ne-a sprijinit de pe pagina de Facebook. Este vorba despre voluntarul nostru, Andrei Spătaru. Andrei, te rog să faci. Tricourile pe care biblioteca le achiziționează în Săptămâna Națională a Voluntarilor. Felicitări! Vă mulțumesc vouă, Mihaela, cum m-a adunat aici. Uite, ai cum e fost de genă. Mersi mult! Gata, următorul. Bravo vouă, cred că tot că vouă am arătat aici, o parche și aici. Acum era cu el, era mă mai la el, doar așa. M-am plinit timp și pentru implicare și pentru găzduire, mulțumim doamnei director, mulțumim biblioteca Trebescu și celor care lucrează aici. Pentru tot ce ați făcut zilele acestea, știți că noi vă mulțumim. Prezența dumneavoastră aici îmi face să simțim că facem parte din tot așa special.